Centrul Devei a fost plin de lume ieri, de la cal până la primărie. Sute de oameni au sărbătorit în stradă Ziua Națională a României, care a marcat împlinirea 95 de ani de la Marea Unire. Manifestările au debutat în Piața Unirii cu intonarea imnului și cu o ceremonie religioasă, la care a fost prezent și Preasfinția sa Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, precum și cu alocuțiuni rostite de oficialități locale și județene. Cel mai așteptat moment al evenimentului a fost parada militară, cea mai mare din ultimii ani. Întâi decembrie este o zi în care ar trebui să ne bucurăm din toată inima. Ar trebui să ne deschidem sufletele. Iar pe chipurile noastre, în loc de încrâncenare, ar trebui să apară zâmbetul, dar și hotărârea. Să nu ne tânguim și să ne tot întrebăm ce face țara pentru noi. Să vedem, în schimb, ce facem noi pentru România. Cum muncim, cum construim, cum gândim. Manifestările au continuat la Deva cu o paradă a Portului Popular, la care au defilat formații din mai multe localități din județ. După lăsarea serii, devenii au continuat petrecerea. Cu mic, cu mare, oamenii au luat parte ieri seară la aprinderea luminilor de sărbători și totodată la inaugurarea târgului de Crăciun cu un foc de artificii. Și la Hunedoara s-a sărbătorit cu fast. Mii de oameni au ocupat străzile din centrul civic pentru a asista la parada organizată cu ocazia zilei de 1 decembrie. Jandarmii, polițiștii locali și membrii gărzii de onoare ai cetății din Alba Iulia au defilat pe bulevardele Hunedoarei și au dat onorul celor veniți să îi privească. Am hotărât anul acesta să sărbătorim ziua de 1 decembrie, în primul rând prin comemorarea eroilor care au contribuit la acest eveniment, iar în partea a doua zilei vom sărbători, așa cum se cuvine, Ziua Națională a României printr-o paradă militară care va avea loc începând cu ora 16:30 și se va finaliza cu inaugurarea oficială a orășelului Moș Crăciun, a patinoarului și cu un joc de artificii. Nici orăștienii nu au stat deoparte și au sărbat cum se cuvine 1 decembrie. Startul petrecerii organizate la Orăștie de Ziua Națională a fost dat de o paradă a costumelor populare, ale cărei personaje principale au fost membrii Asociației Culturale Valea Dacilor din Orăștioara de Sus, iar atracția principală au constituit-o trei cai frumoși. Este un festival dedicat zilei naționale și noi ne bucurăm că este foarte multă lume și ne simțim bine și sperăm ca și în anii următori să continuăm acest festival și sigur vor fi și deosebit câteva surprize pe care le-am pus la dispoziția tuturor celor care vor participa. Este vorba de aprinderea unui iluminat ambiental, o să divulg secretul la Catedrala Municipiului Orăștie, aprinderea iluminatului public în municipiul Orăștie, deschiderea târgului de Crăciun. Și Valea Jiului era sunat de sărbătoare. La Petroșani s-a organizat o depunere de coroane, plus o ceremonie oficială în parcul Carol Schröter, iar apoi a fost muzică, dans, voie bună și fasole de post sau cu cârnați. Cele mai de amploare manifestări au fost însă și anul acesta cele de la Vulcan. Aici, cel mai așteptat moment al zilei a fost defilarea prin oraș a militarilor, veteranilor de război, jandarmilor, a polițiștilor comunitari și a cadeților de la Liceul Militar din Alba Iulia pe acordurile fanfarei din localitate.